Igor Grosu la Italia. După summitul de la Chișinău, Igor Grosu a decis să plece în Italia împreună cu câțiva deputați responsabili și reprezentanții diasporii. Unul Druță și una Sajan, pe care n-o știe inimii, dar este reprezentantul diasporii. Dacă până acum în întâlnirile așa numite electorale pe care le avea reprezentanții PAS în diasporă, mai ales după ce au câștigat alegerile, nu puteai să intri la o întâlnire cu Igor Gros, cu deputații, cu nu știu, cu cine vine de la Chișinău, decât dacă te programezi, dacă scrii CV-ul, dacă scrii întrebările și dacă te acceptă cei care organizează, atunci poți să vii, să asiști, să asculți și să dai o întrebare care era scrisă pe foaie mult înaintea întâlnirii. Așa înțeleg PAS-ul și reprezentanții cei care pleacă în diasporă, așa înțeleg ei democrația, transparența în luarea deciziilor și așa ei vor să comunice în direct cu cetățenii. Cel mai ușor în televiziune, că acolo nu dă nimeni întrebări. Dar să o luăm pe rând. Ia uitați-vă, dragi prieteni, la întâlnirea recentă din Italia a lui Igor Grosu cu cetățenii noștri, la care au participat și alți oameni care nu neapărat sunt fani PAS sau membri de partid. Sunt oameni care au o sumedenie de întrebări și probleme și niște așteptări pentru că i-au votat. Ascultați atent ce spune o doamnă cu nu știu câți ani stabilită în Italia și muncește pe rupte acolo și îl întreabă pe mister și îi spune: noi am avut o încredere uriașă în PAS, dar cu zi și trece, pe zi și trece descrește această încredere. Uitați-vă ce spune doamna și continuăm să discutăm ce i-a răspuns Igor Grosu, care mi-e rușine că el ne reprezintă Parlamentul astăzi. Situația care o văd, pentru ultimele alegeri, sunt focat lumea, Doamne ferește, s-o sfădit prietenii de-o viață pentru Maia Sandu. Dar știți ceva? O început lumea să stânge. Iată, nu îi vine întrebarea, dar mai faci să mergem noi la alegeri? Noi șerim fapte concrete, rezolvarea problemelor. Și atunci am să ne gândim. Cum vorbiți, doamna Lidia? Doamna Lidia? Da. Când vorbiți de sindromul Bada? Dacă noi o să stăm de fiecare dată și o să numai o să că am votat și gata, n-ați făcut nimic, decizia dumneavoastră să votați sau să nu votați și noi niciodată nu o să cerem lucrul ăsta și nu o să condiționăm nimic. Noi am ales să ne luptăm și să încercăm să schimbăm ceva în țara asta. Ok. E că de rupt, ascultați-vă, vorbim, v-am ascultat. Da. Să rupim cumva cercul ăsta vicios. Că e suficient, că nu e suficient. Da? Noi o să ne batem, o să vină alții, o să-i facă mai mult decât noi dacă o să vină alții. Să vină, eu o să fiu numai bucuros. Să vină mai bun, să lupte mai departe. Ați auzit singur cu urechile voastre că omul spune: da, de ce mă șantajați într-un fel că ați votat, că ați votat? Mare treabă ați făcut că ați votat, nu vă rugați nimeni să votați. Iată, ăsta este mulțumescu, între ghilimele, a celor care au ajuns mai mari zilei pe instituțiile statului cu 63 de mandate pentru cei din diasporă. Eu am rămas perplex când asta o spune un dita mai șef de parlament, șeful PAS-ului și președintele parlamentului, deputat în Parlamentul de la Chișinău. Băi, frate deputat, dacă nu era diaspora care să se mobilizeze, dacă nu eram noi cei care am arătat nelegiurile lui Dodon și am filmat pădurile tăiate și grâul care îl furau și am blocat portul, noi cei care am blocat intrările dinspre Varnița ca să nu vină voturile, cum spuneam noi, care să fraudeze și să schimbe votul și parcursul nostru european. Dacă nu erau cei sute de mii din diasporă care au stat zile întregi și au votat, să nu piardă votul pentru că au pus și au fost atenți la mesajele venite de la Chișinău, de la liderii PAS, au spus: nu votați partidele așelelalte, votați-ne pe noi că noi suntem geniali. Și acum tu te duci și în diasporă și le spui că mare treabă din votul vostru, ați votat, nu vă rugați nimeni. Și chiar dacă nu o să votați data viitoare, noi o să plecăm și o să vină alții mai buni. Domnul Igor, te rog frumos, nici nu te mai porni de acasă. Vrei să duci în Italia să mănânci macaroane? Nici o problemă. Pe banii cetățenilor, îți plătesc cetățenii și leafa bună și îți dau și bani de buzunar, dar nu te mai du la întâlniri cu diaspora, că faci un lucru uriaș împotriva interesului național. Și îți spun și constă lucru uriaș. Pentru că cei pe care îi ofensezi tu astăzi la Milano sau astăzi la Roma, 4-5 iunie, că n-ai cu ce ocupa acasă, ai rezolvat tot în gospodăria numită Republica Moldova, te duci acum în diaspora să faci campanie electorală. Că nu văd sensul să te duci dacă nu te duci cap să asculți niște oameni care au venit la o întâlnire. Dar nu te mai du pentru că oamenii ăștia nu o să vrea să voteze nici data viitoare
nici la prezidențiale și nici la parlamentare. Și avem mare risc, tovarăș Grosu, chiar cum spui tu, să lasă vină alții. Numai ca cei care voi spuneți să lasă vină alții, sunt partidele de stânga. Șor, pe care nu l-ați oprit cu magazinele sociale. Dodon, pe care l-ați oleacă închis și oleacă l-ați lăsat. Voi ce își face astăzi este o lovitură în interesul național. Voi n-ați modificat codul electoral, n-ați scăzut pragul electoral, n-ați facilitat votarea pentru diasporă. Uitați-vă atent că 1,5 milioane din diasporă sunt cei care întrețin practic astăzi la linia de plutire economia noastră, cu miliardele care vin. Nu mai vorbim despre cei care diaspora în campanie electorală, având bani în mână, le-au trimis acasă pachete, pungi cu mâncare și i-au rugat mama, tata, soră, frate, cumnată, bunică, nu mai votați pentru Dodon, nu votați pentru proruși, votați pentru pro-europeni, votați pentru partidele de dreapta, ca să terminăm odată iera asta post-sovietică, comunistă, bolșevică. Asta au făcut diaspora, domnule Grosu. Și astăzi când ei au întrebări legate de legea cu privire la mașinile pe care voi le-ați dat voi să aducă o mașină, dar cu mai mică de 2 litri, de parcă ați văzut vreun deputat care se plimbă cu mașină mai mică de 2 litri, sau ați interzis cei cu numere italiene, franceză, să se afle mai mult de jumătate de an și iată acum de pe întâi se începe momentul în care oamenii noștri vor să lesă mașinile abandonate pe mijlocul drumului, că nu mai au voie să circule pe drumurile noastre. Domnule Grosu, sunt 1 milion de probleme pe care cetățenii noștri vă întreabă, că e la Hâncești sau că e la Milano sau că e la Paris. Oamenii au întrebări. Aveți democrația, aveți diplomația, aveți răbdare să le răspundeți. Dar pe de ăștia de-al de druță, nici nu-i mai luați, mă, că ăștia îl întrebi câte ora și îl spune că merge zubela pe părete. Îl întrebi de piroliză și proiecte economici pentru diaspora și el spune că ultimele operații la neuropsihologie, tovarăș druță, ai încurcat și drumul și cărarea. Mama spunea că cel care pierde drumul pierde șcărarea. Păi de-al de druță de ăștia și Galina Sajen au pierdut nu doar drumul, dar șcărarea. Eu sunt sigur că dacă îi trimiți într-un colectiv din diasporă, pe Sajen și pe druță, fără bodyguardzei lui Igor Grosu, oamenii ăștia or fi bătuți. Real vă spun. Sajen, cine o prinde pe Sajen, doamnele astea care sunt supărate și vor să vină acasă și v-au întrebat noi badantele din Italia, cum suntem protejați? Bă, te-au întrebat niște chestii elementare. Păi, doamnele se au întrebări și au așteptări. Dar voi vă duceți să le citiți lecții de moralitate lor la oamenii care 30 de ani lucrează în Italia, 20 de ani în Italia. Voi le citiți moralitate? Voi sunteți nebuni sau sunteți besmertni, cum zic românii? Eu am înregistrat acest video și am să public în continuare tot filmul cu tot discursul dintre Igor Grosu și oamenii care au venit la întâlnire, inclusiv ambasadorul și mai erau acolo, consulul. Și astăzi la Roma invit pe oamenii care o să meargă la întâlnire cu Grosu. Probabil astăzi va fi cenzura mai mare și nu vor da voie la multă lume să vină. Dar eu vă rog, întrebați-l de ce pe Krasnoselski, pe Gușanul, includ în lista de sancțiuni internaționale cei care au uzurpat puterea în stat. De ce nu anulează hotărârea de guvern 1001 care prejudicează bugetul cu 7 miliarde? Întrebați-i. Astea sunt întrebări care mă dor și pe mine. De ce astăzi gazul e 30 de lei și cineva îl cumpără cu 14 lei? Întrebați! Întrebați! Să vedem ce o să răspundă tovarăș președinte de parlament care n-are cu ce să o ocupa acasă. El trebuie să umble prin Italia. Pe banii noștri. Felicitări! Am mai dat o bară și de data asta cu elevii lui Filat din eu ieșiu ochii. Eu s-am spus cineva cu 2 ani de zile dacă nu-l bătem acolo, spun, băi, și cu tine, ăștia sunt oameni, băi, dintr-o bucată, ăștia sunt cu Harvard, băi, ăștia o să vină, o să zboare penile din toți. O zburat. Dintre cei care mai vroiau să lucreze. Dodon, Șor, Plahotniuc și alții, cum o tras forurile și o făcut bani, așa fac în continuare. Urmăriți tot filmul și spuneți voi părerea voastră, scrieți în comentarii și credeți voi despre vizita lui Igor Grosu și tot ce înseamnă guvernarea oamenilor buni în 2 ani de zile. Felicitări cu ziua mediului, azi 5 iunie, ziua mediului. Avem un mediu cu păduri tăiete și cu asta ar trebui discutat aparte. Dar vă lăs să urmăriți filmul. Dar să ies. Dădeam noi, știm situația fondului pensionist în Moldova și nu mai pretindem așa de tare. Noi vrem atâta să vă ajutăm, să vă mai dăm ce mai putem să vă dăm. Și putem și să renunțăm la 50 de euro pe loc. Eu 10 ani lucrat în Moldova, nu mă salvează. Dar 10 ani anagrafici mă salvează. Pentru a 26, când pun 10 ani în Moldova anagrafici, eu aici pot pretind
să ies mai repede la 67 de ani. Aici e problema, eu îmi cer scuze. Doamna, aici problema e mai complexă, fiindcă aici s-a modificat legea 234 din anul trecut a bugetului, în care, în care au prevăzut un fond pensionistic de falcări în buget începând cu anul 96 înapoi. Adică dacă tu ai lucrat până în 96, ai dreptul să ai 20 de ani de contribuție, dacă tu ai venit după 96 încoace, deja nu mai intri în categoria celor care poate să iasă la pensie cu 20 de ani de contribuție anticipat. Și asta e o problemă foarte mare, cum are corect doamna, perfectă dreptate, că dacă ar fi un acord bilateral între Moldova și ar fi și Italia, atunci anii anagrafici de acolo s-ar transfera încoace în mod legal și femeile noastre ar putea ieși la pensie aici, da, la 67 de ani, dacă nu trebuie să aștepte la 71 de ani. Sunt epuizate. Nu vă spărați, doamna, dar epuizate, nu. Iată, este doamna Lidia, fiindcă noi trebuie să plecăm, trebuie să-i duc la gara. Este o soluție care o fac alte state. Există și alte... Au făcut albaneze. Albaneze au făcut copilie. Cel mai interesant că doamna președinte, cu guvernul trecut, cu Orlando, care era ministrul muncii, s-a întâlnit întrebarea asta și după cum am înțeles, că ceva în Moldova s-a vorbit. Eu știu că noi am votat, Galina, auzite. Noi am votat... Da, a fost de fapt o este o problemă care există în general toate de noi. Noi le-am propus odată, italienilor, să facem acest lucru. Dar este probleme complicate în ce sens? În sensul că cum ne-ați plătit taxe, cum ați plătit taxe, cum se faceți ca să cumuleze aceștia. Italienii, hai să vă spun așa, sunt foarte atenți pe acest lucru. Sunt foarte complicat să negociezi cu ei. Noi, maxim ce am plăcut, este acest acord de protecție socială și am convenit cu mine este așa. Vom negocia amendamente la acest acord. Dar, să spun simplu, nu cunoaște problema dumneavoastră. Iar cu adevărat este simplu, dar dacă vă uitați și cu criteria italienilor, o să vedeți că și ei au dreptate undeva, ca să facă, ca să cumuleze. Băi, apropo, dar aici, în Italia, dumneavoastră, bineînțeles, trebuie să vă spun că e doar italien. Asta este... Nu, este o scuză, domnule ambasador. Problema că trebuie ești plătit. Eu am vrut să... Pentru că nu are cine să bate la ușă, asta e problema. Este unul care zice, nu este adevărat. Ok, haideți să facem un lucru, fiindcă... Ca să facem amendamente. Noi vom negocia cu ei în continuare, ca să facem... Dacă trebuie să facem ceva, să-i mobilizăm noi, doamna, eu vă cer scuze, nouă ne s-au spus de la sindicate, trebuie să facem, să apelăm la sindicate care ne vor susține, dar sindicatele în Italia... Haideți să terminăm cu tot. Dar în comparație, toată lumea a lucrat și a plătit procentul care era real în timpul anilor 90. De ce acest procent nu va fi calculat cum bine calculat în alte țări similare ca Republicii Moldova? Doamna Silvia, a fost modificată și legea asta după 99-99. Haideți așa, să o spunem așa cum este. Da. Dacă italienii acceptă lucrul ăsta, e perfect. O clip. Evident că noi o să încercăm. Dar imaginează ce înseamnă asta. Asta înseamnă că bugetul italian să trebuie să suporte. O clip. Deci noi o să trebuie să folosim tot șarmul nostru. Da. Noi o să-l folosim. Dar vorba aia, decizia finală o să fie a lor. Pentru că ei, știți cum, spună, bine, un an lucrat în Moldova costă o contribuție, un an lucrat în Italia costă alte contribuții. Nu-i vorba de bani. Nu-i vorba de bani. Ok, domnul Grosu. Faptul că eu calculez ceva, eu nu întineresc.
Domnul Grosu, dar lirile italiane din anii 90 tot nu erau euro de astăzi. Da, dar era diversă, doamna, și era diversă economia. Dați-mi voie să merg de contrebare, dureroasă și grietare. Sindromul Italia. Sindromul Italia. Asta e boala badantilor. E recunoscută de medici din trei țări, Moldova, Italia și România. Dar nu recunoscută de guverni. Și asta e o problemă mare tare. Când au fost italieni imigranți ca noi și au fost în chelea noastră, fix cum suntem noi în situația asta, se întorceau acasă bolnavi și nu aveau nicio susținere, nici pensie, nici nu trebuie nimeni. Cui trebuie omul bolnav? Dar eu am avut noroc de o doamnă, de un parlamentar, Tina Anselmi. Și înseamnă să faci lucruri bune și să rămâi în istorie. S-a luptat ca și recunoscut de guvern ca boală de muncă. Și independent unde era italianul, când se întorcea acasă, era protejat de stat. Nu de mult, domnul Menic a trimis acasă o femeie bolnavă. Cui trebuiești femeie și aia? Ce să fac femeie și aia acasă? Și badantele n-au casă aici, ele unii lucrează, acolo trăiesc. Și le pun în stradă. O terminat raportul de lucru, ele trebuie să duc undeva. Și chiar după lege avem voie două săptămâni stai în casă, au fost cazuri când în ziua și ei au fost alungate din casă. Nu ca așa, în două minute au fost alungate de casă. În stradă, în mijloc străză. Și mie asta în mijloc străză era aruncat, ca o cârpă. Noi râuri de bani am trimis acasă. Noi aici în Italia am rezolvat o problemă nemaipomenită îngrijându-le de bătrânii și curățându-le casele. Aici e meritul nostru. Asta e mulțumirea noastră. Când am sunat-o prima dată pe doamna Oxana Șeremet, Oxana îi spune, eu, asta e lucru, alt lucru în eu. Dar mie îmi pare rău de voi, că voi nu vă puteți întoarce acasă. Ca să vă întoarceți acasă trebuie de lucrat tare mult. Și eu vreau să lupt ca voi să vă puteți întoarce acasă, ca să aveți o bătrâneță ușoară. Cât confort în vorbile astea? Și mi l-a spus nouă. Păi, oricum avem un reprezentant din Parlamentul Moldovei care... Doamne, vă dați cineva cuvântul! Păi nu vă spărați... Doamne, nu vă spărați, putem să terminăm. Domnul Grosu... A lucrat în Italia, doamna. Eu vreau să vă susțin, doamna, pentru că și eu sunt în aceeași toată. Să vă dea cuvântul, o să mă susțineți. Mulțumesc! Haideți să terminăm noi. Să vă mai spun un lucru. Eu nu am nevoie să fac propagandă, nu am nevoie să fac politică. Vă spun situația care o văd. Pentru ultimele alegeri, s-a înfocat lumea, doamne ferește. S-a sfădit prietenii de o viață pentru Maia Sandu. Dar știți ceva? O început lumea să strânge. E ca nu îi vine întrebarea, dar mai faci să mergem noi la alegeri? Noi cerem fapte concrete, rezolvarea problemelor. Și atunci am să ne gândim. Cum vorbiți noi? Doamna Lidia. Doamna Lidia. Da. Când vorbiți de sindromul Badan. Da. Eu am o mamă. Da. Care tot ca și dumneavoastră. A. Ani de zile o stat. Pare rău. Nu, eu vă spun... Îmi pare rău, că asta nu e în bucurie, nu-i de laudă. Eu nu-i de laudă. Ca dumneavoastră îmi spuneți mie, de parcă eu sunt chicat aici de pe... Da? Eu tot mi-am crescut copii fără bunică. Da? Și știți cum, în Moldova nu este familie care nu trece copiii noastră. Și un membru de familie, cineva din ai mei, trecut peste mări și oceane și-o trăit ani de zile și mama a îmbătrânit. Într-un an am îmbătrânit, s-a uscat, cât toată viața ei nu s-a... Și care e rezolvare? Rezolvarea e următoare. Dacă noi o să stăm de fiecare dată și o să... Numai o să... Că am votat și gata, n-ați făcut nimic. Decizia dumneavoastră să votați sau să nu votați și noi niciodată nu o să cerem lucrul ăsta și nu o să condiționăm nimic. Noi am ales să ne luptăm și să încercăm să schimbăm ceva în țara asta. Ok. E că de rup... Ascultați-vă, vorbim, da. V-am ascultat. Da. Să rupim cumva cercul ăsta vicios. Că e suficient, că nu e suficient. Da? Noi o să ne batem, o să vină alții, o să-i facă mai mult decât noi dacă o să vină alții. Să vină, eu o să fiu numai bucuros. Să vină mai bun și să lupte mai departe. Să ducă, rupă țara asta și o ducă în Uniunea Europeană. Dar aici cu pensiile, 71 de ani și... 6 luni. 6 luni.
Acum, evident... Persoană de 71 de ani, 6 luni, ca lagerul concentrament. Eu am o mamă care e mai mult de 71 de ani. Are și ești acum lucrează. Și acum dar lucrează. Eu vă spun că eu știu ce înseamnă... Mi-a să-mi spuneți despre lucruri, de parcă eu acum am venit dintr-o lume ideală. Eu n-am venit dintr-o lume ideală. Eu merg prin sate și prin orașe din Republica Moldova în fiecare săptămână. Eu mă întâlnesc cu oameni care mă pupă, care mă înjură, care mă... Eu le primesc așa cum sunt. Și nu aștept astea îmbrățișări, pupături, când e caldă, când e rece. Dar un lucru eu vreau să vă rog. Da? Noi acum avem o șansă. O să batem, o să discutăm, o să încercăm să le argumentăm italienilor. Da, haideți vă rog, au avut o contribuție foarte serioasă la populația noastră, care, da, a îmbătrânit. E populație, demografia arată că în fața Italiei s-au lăsat foarte mulți bătrâni, care cineva au avut grijă. Și că cineva au abuzat de oamenii noștri, da? Asta e o realitate. Și lucrurile astea trebuie spuse, ați spus de sindicate, noi să abordăm subiectul și o să abordăm subiectul ăsta. Dar eu vă înțeleg supărarea noastră, dar haideți cumva să proiectăm o speranță, pentru că dacă nu o să batem, nu o să-i explicăm, nimeni nu e dator să ne-o, cum, să ne-o aducă pe... Ok, noi nu avem supărare, trebuie să ne înțelegeți corect. Noi nu avem supărare. Unicul lucru care noi îl avem, nu-i supărare, dar o problemă de comunicare între voi și noi. Vă spun eu care e problema. Noi ca asociație, am vorbit aici despre pusul umărului, punem umărul, nu trebuie să așteptăm alegerile, și e corect, fiindcă fiecare societate se dezvoltă când lucrează toți împreună. Da. Dar de momentul când cineva pentru propunerile făcute și înregistrate la Cancelarea de Stat este mărginit și pus deoparte și bagiocorit, eu asta nu mai înțeleg. Eu nu înțeleg de ce până ziua. Nu, concret. Noi am făcut în ceea ce privește pensionările și așa mai departe. Noi am înregistrat la Cancelarea de Stat deja de 2 ani de zile. Un proiect, o propunere de proiect pentru a rezolva Republica Moldova. Problema deșeurilor, ce nu este la inimă toate deșeurile cele pentru care guvernul e bani să le stochez în altă parte. Problema pensionării, fiindcă am propus un proiect de microinvestiții din partea diasporenilor care să le aducă un venit la oamenii ăștia. Proiect de microinvestiții. Și pentru dezvoltare și pentru generare energiei electrice. Dar înțeleg, dumneavoastră ați început, ați propus o afacere, ceva și... Nu e afacere, asta nu e vorba de afacere. Fiindcă sunt proiecte de stat făcute, adică ele nu au fost făcute, ele au fost preluate ca 1 plus 1, 1 plus 3, ele nu funcționează. Nu, funcționează. Nu funcționează. Știu oameni care au primit bani? Da, știu și eu oameni care au venit și au plecat înapoi, asta e altă întrebare. Întrebarea este aceea că noi am propus ca diaspora să poată face microinvestiții în sisteme de piroliză care să curețe deșeurile din Republica Moldova, să producem energie electrică și diasporienii care vor investi în afacerea asta, făcută într-un fond, nu de mine și nu de noastră, de stat, se poate avea o pensie, deci, se poate avea... Idee de afacere, o idee deja înregistrată la Cancelarea de Stat. Da. Eu, idei, doldura și eu de idei. Acum, de la idei până la implementare, este o cale de aici până la lună. Iată aici am ajuns. Ați aveți o idee, să veniți cu un business plan și o implementare, să veniți la diaspora, spuneți, dragii mei, eu știu cum să câștigăm, nu știu ce, veniți să o faceți, pentru că... Noi am cerut să facem o echipă de muncă între specialiști din guvern, specialiștii cu care lucrăm noi aici, economie și așa mai departe, ca să dezvoltăm acest lucru împreună, pentru toate diaspora, cu piroliza, da. Cu piroliza nu mă pricep, dacă vă pricepeți dumneavoastră... În paralel cu investiții de astăzi. Noi așteptăm 2 ani de zile ca să vină domnul Borosan sau careva, domnul Stânu, că i-am scris personal, ca să discutăm, măcar. Am discutat cu domnii deputați aici prezent. Nu vă spărați, dar dacă dumneavoastră, într-adevăr, aveți o idee genială cu piroliza asta, eu nu știu ce înseamnă asta. Da, eu vă explic. În România, ideea noastră deja vine implementată aici de întreprinderea care produce sistemul de piroliză. S-au adresat și au emis acțiuni pentru diaspora și diaspora deja România... Stați-mi denumirea întreprinderii și emis. Ecohornet. Ecohornet. Da, Ecohornet. Eu am să mă documentez.
Explică-te, rog, ce are diaspora cu toate proiectul ăsta. Înseamnă că diaspora de ce are, fiindcă trebuie să știți un lucru, că diasporienii, în ceea ce privește programul 1 plus 1, care l-ați nominalizat, foarte puțin vin să deschidă de afaceri, fiindcă nu toți au abilități să deschidă. Da, trebuie să facă făcând sondaje în diaspora, am văzut că diaspora ar fi dispusă să microfinanțeze, spre exemplu, un sistem de piroliză care ar produce energie electrică și am avea, printre altele, și o deconectare completă de la energie electrică cumpărată. Fiindcă din calculele care... Poate fi. Poate fi. Nu, este nu fantezii, domnule. Astea sunt bazate pe planul vostru de energie din 2050. Energie electrică, dacă vorbim de energie electrică, tu trebuie să ai o parte care produci din cogenerare, o parte hidro, o parte soare, o parte vânt. Vreau să spuneți acum din piroliză, numai din piroliză, nu există așa ceva. 3 milioane de megawatts pe an poți să le dai aici. Haideți, vă rog, noi de când avem... Îmi spuneți mie care eu am lucrat un an de zile la proiectul ăsta cu producătorul. Veniți acasă și prezentați ideea asta, mie îmi spuneți unuia care nu... Noi acasă, domnul Grosu, noi vrem să facem o echipă de muncă între guvern și între noi, ca să facem împreună. Ați spus să punem umbră, noi punem umbră. Dar auziți-ne. Haideți, vă rog, să creăm o... să avem o discuție, dumneavoastră pretindeți că știți ideea asta. Nu haideți vreo gesturi, este nu ajută. Nu, eu nu am aruncat, am pus. Ba da, așa a ieșit până la urmă. Și eu rog o leacă de atitudine normală. E o discuție normală. Nu pretind, cum am spus, lauri, dar pur și simplu, da? Veniți și discutați cu ministerul ăsta energetic. Este domnul Parnicov acolo, foarte cunoscut în domeniu. Prezentați ideea dumneavoastră cu piroliza, chiar nu depășește domeniul. Păi vă spălați, dacă noi am depus și au fost înregistrat și au fost trimis, uitați. Ia uitați. Dumneavoastră veniți și discutați cu dumneavoastră lui. Personalul trimis-o, în 2 ani de zile noi am făcut apelul la ei să discutăm, știu ce-a făcut? Deci veniți să discutați cu domnul Parlegov. Orice studiu necesită un studiu de fizabilitate. Nu, evident, aici nu o să intrăm în detalii, dar dacă dumneavoastră aveți ideea asta, veniți și discutați cu specialiști. Domnul Parlegov e foarte cunoscut în domeniu. Cunoaște foarte bine toată bucătăria asta. Prezentați ideea asta, da, care au prins, spuneți că au prins în România, eu n-am auzit bine. Ideea a fost preluată de la proiectul nostru și a fost implementată de către domnul Horned în România. A fost implementată. Haideți, dacă s-o primită în România, haideți să încercăm și la noi. Din domnul Horned, cum spuneți, nu n-am auzit. Nu, dar aici este, pur și simplu, Alexandru, un pic prins de emoții. Aici se vorbește despre microinvestiții, despre microinvestiția diasporii. Pentru că, pur și simplu, noi un pic evadăm de la realitatea diasporii. Deci nu credeți dumneavoastră că totul e roz și toată lumea ce care stă în diasporă este ok la nivel că este cu acte în regulă și muncește și o să aibă mâini chiar pensia la 71 de ani. Noi acum asistăm la un flux migrațional fără precedent. Sunt oamenii care munceau, muncitorii care munceau în Rusia. Este un dezastru. Eu vin de la Torino și eu mă rog la băieții noștri antreprenori, te rog el la muncă, că el uite, șede și doarme pe drumuri. Și aici noi vorbim de oameni care muncesc în negru, care nu au niciun drept, nu au nimic, dar sunt oameni care ar vrea ca să contribuie cumva la o eventuală pensie în Republica Moldova, autofinanțându-se. Deci noi vrem ca diaspora, oamenii absolut binevol. Și vă dată, dumneavoastră aveți un model prin care ce el câștigă aici, trimite... Sunt oameni care vor un fel de asigurare, da? Care autofinanțare. Eu îmi asigur pensia mea pentru bătrânețe în Republica Moldova. Nu este obligatoriu să o facă, o face cine vrea, da? Dar asta este. Păi da, problema e întreaga, domnul Grosu, că nu are lumea, nu are. Eu am vorbit. Bine, dacă nu lăsați să vorbesc cu mii de oameni, da? Oamenii nu au încredere în așa ceva și ar vrea să fie investiți banii ăștia în ceva concentrat. Adică ceea ce vorbim noi despre sistemele de piroliză, fiindcă suntem interesați, v-am spus,
În primul rând, în pensionarea oamenilor și ca oamenii să aibă un venit. Vorbim de programul 1 plus 1. Mulți oameni din diaspora spun un lucru. Eu m-aș dus acasă să fac ceva, să investesc, acolo e până la 200.000 de lei rambursarea, da? Numai că eu nu pot să mă duc să las tot aici, să investesc acolo, dar în perioada cât eu îmi dezvolt business-ul, să nu am o securitate economică. Dacă pentru mine s-ar forma un fond unde eu aș putea investi ca să primez dividende din producția energiei electrice, curățarea deșeurilor, că acolo vorbesc, e mult mai complex. Să... Asta nu e ardere, e divers, domnul. E descompunere. Arderea e ardere, dar piroliza e descompunerea chimică. Da, da, prin acolo e un complex foarte. E un complex. Da. Da. Și iată oamenii, domnul Grosu. Domnul Mielu, deci eu vă rog... Cu adevărat, noi am discutat, da. Noi cu doamna Sagin, asta e da. Problema. Vă rog și pe dumneavoastră să înțelegeți. Este o problemă strict de specialitate. Da. Nu este o chestiune politică. Este de strict de specialitate. Asta e cum? Dumneavoastră propuneți acum o nouă metodă de lecuire a unei maladii neurologice. Bine, domnule, în cazul ăsta, eu vă duc la Centrul Neurologic Republican nu și vă fac legătura dumneavoastră cu cel mai bun specialist din Republică. Numai el poate să zică, este bună ideea, este eu bun business planul ăsta, sau business dacă planul ăsta... Dacă l-au implementat deja 20 de țări din lume, scuzați-mă. Dumneavoastră știți că deja implementat. Da. Și e același lucru, domn președinte, am propus asta iar. Vă, ce putem noi în calitate de deputați politicieni să vă asigurăm o întrevedere din lucru corect. Cu cei mai buni specialiști din domeniu. Domnul președinte deja a dat numele ministrului Parico. Nu de mult am avut întâlniri cu dânsul în fracțiunea noastră, după care l-a ieșit și la televiziune. Mai bun specialist în ziua de azi. În domeniul energetic, decât ministrul Parico. Trebuie să avem un răspuns, scuzați-mă, 2 ani. Propunerea mea, veniți săptămâna următoare acasă și iată, dacă nu, domnul președinte, o să fie ocupat. Eu vă iau de mânuță, mergem, batem o ușă și vă asigur bine, că okay. La ministrul Parlicov. Mai departe, el știe ce experți, specialiști are în domeniu. Dar dumneavoastră, domnul... Eu îmi cer scuze, domnul Druță, dar vreau să vă spun un lucru. Suntem în era tehnologiilor. De ce nu facem o reuniune online, ca să nu facem noi grup? Domnul propune că v-am auzit asta iară propunerea asta. El propune, dumnealui, dumneasa propune, că să creeze un organ de lucru cu președinte, prim-ministru, Parlamentul. Nu este adevărat. Nu vorbiți în urmă. Online, da? Online. O precizare, suntem în era tehnologiilor, nu? Domn președinte, Alexandru, o precizare aici. Să nu se primească ideea este a noastră. Noi avem experți în domeniul economiei care ne-au făcut calcule gratis, la titlul gratuit, italieni. Deci noi avem, noi suntem oameni care ne bazăm pe oameni specialiști care vor să conlucreze cu guvernul la titlu gratuit. Credeți-mă că este domnul Cornet a luat deja un proiect. Deci noi o să insistăm în continuare să discutăm cu partea italiană. Pentru că au și ei ratificat acordul, deci noi... Poate vă spun că ei nu l-au ratificat, trebuia să fie ratificat și de Italia, da?